Seria ajustată sezonier a produsului intern brut trimestrial a fost recalculată ca urmare a revizuirii estimărilor pentru trimestrul 1-2022, nefiind înregistrate diferențe față de varianta publicată în comunicatul de presă numărul 124 din 17 mai 2022, precizează INSE. Produsul intern brut, date ajustate sezonier estimat pentru trimestrul 1-2022 a fost de 341,805 miliarde de lei prețuri curente în creștere în termen real cu 5,2% față de trimestrul 4-2021 și în creștere cu 6,5% față de trimestrul 1-2021. Pe seria brută, PIB estimat pentru trimestrul 1-2022 a fost de 272,337 miliarde de lei prețuri curente în creștere în termen real cu 6,5% față de trimestrul 1-2021 la creșterea PIB în trimestrul 1-2022 față de trimestrul 1-2021 au contribuit în mod deosebit următoarele ramuri: comerțul cu ridicată și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor, transportul și depozitarea hoteluri și restaurante cu o pondere de 20,5% la formarea PIB și care au înregistrat o creștere a volumului de activitate cu 12,2%, informațiile și comunicațiile cu o pondere de 7,4% la formarea PIB și care au înregistrat o creștere a volumului de activitate cu 23,3%. Activitățile profesionale, științifice și tehnice, activitățile de servicii administrative și activitățile de servicii suport cu o pondere de 5,6% la formarea PIB și care au înregistrat o creștere a volumului de activitate cu 9,5% activitățile de spectacole culturale și recreative, reparațiile de produse de uscaznic și alte servicii, cu o pondere de 2,6% la formarea PIB și care au înregistrat o creștere a volumului de activitate cu 9,2% impozitele nete pe produs, cu o pondere de 9,4% la formarea PIB și care au înregistrat o creștere a volumului lor cu 4,0%. O contribuție negativă la creșterea PIB a înregistrat-o industria cu o pondere de 25,8% la formarea PIB și care a înregistrat o scădere a volumului de activitate cu 0,3%. Totodată, contribuțiile pozitive importante au avut cheltuiala pentru consumul final al gospodăriilor populației, al cărui volum s-a majorat cu 7,0%, contribuind cu 4,4% la creșterea PIB, cheltuiala pentru consumul final individual al administrației publice, al cărui. Volum s-a majorat cu 7,5%, contribuind cu 0,6% la creșterea PIB cheltuiala pentru consumul final colectiv al administrației publice al cărei volum s-a majorat cu 7,9%, contribuind cu 0,9% la creșterea PIB. Seriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial în conformitate cu practica europeană, subliniază INSE. Economia românească ar urma să înregistreze în acest an o creștere de 2,9%, a indicat pe 7 iunie Banca Mondială în raportul Perspective Economice Globale. Estimările sunt mai bune față de cele avansate în luna aprilie într-un alt raport, când instituția financiară internațională arăta că România va consemna un avans modest de 1,9%. În acest an, față de ediția din ianuarie a raportului, estimările Băncii Mondiale sunt în scădere semnificativă în condițiile în care la momentul respectiv organizația anticipa un avans de 4,3% pentru 2023. Banca Mondială prognozează o expansiune de 3,7% a PIB-ului României față de un avans de 3,8% previzionat în ianuarie, iar pentru 2024 o creștere de 3,9%.